mi se pare basic de știut, ce mi se pare mai advanced de știut și cum văd eu anumite lucruri. Și apoi să discutăm în liber tot ce am greșit eu, respectiv tot ce se pare voi important. Așa. Eu sunt Iacob Posorabă, lucrez cu Viz Legal, este un startup irlandez unde luăm documente de la guvern din diverse API-uri, care unele sunt JSON, altele sunt PDF-uri scanate. Vă imaginați că sunt foarte multe documente acolo, avem peste 1 milion de documente în bază de date și facem analiză pe text, niște AI cu, de fapt, machine learning, să nu ofensez pe nimeni, pentru entry detection, ok, să vedem cine sunt oamenii, care sunt locațiile, câți bani s-au dat în judecată, anumite lucruri de genul ăsta și avocații se pot înscrie pe platformă și primesc notificări bazate pe anumite criterii. Așa. Am fost deja o dată aici. A fost cineva aici, la numărul 1. Despre ce a fost? Eu am vorbit despre de ce web-ul este cea mai bună platformă de dezvoltare. Ce cred că a fost? Da. Așa. Deci, la sfârșit să-mi ziceți dacă am mai scris sau m-am reușat. Asta vedem. Deci, am înțeles că următorul meeting poate să fie de aniversar de un an. Aproximativ, da. Așa. Așa, de ce să vă păzesc eu despre API-ul? Ce știu eu despre API-ul? Păi, am lucrat acum 4 ani la un API în mediul financiar care avea peste 1 milion de request-uri pe zi și am învățat niște lecții din asta. Respectiv, acum lucrez foarte multe API-uri din domeniul legal din Irlanda și UK. Și, na, ca, asta ca pe partea de producer, ca partea de consumator, toate alea de guvern care le-am menționat înainte. Așa, ce nu o să vorbesc? Nu o să vorbesc despre SOAP și REST și GraphQL, te-am vorbit după aia. Nu o să vorbesc despre JSON și XML, nu o să vorbesc despre JSON API sau alte structuri de definire API-urilor. Întrebarea e ok, atunci ce vă povestesc? Că astea sunt niște lucruri de bază. O să vorbesc foarte mult despre partea de meta a API-urilor. De lucruri care le poți greși din punct de vedere conectare, lucruri care poți face bine, cum ce legătură ar fi bine să ai cu oamenii care folosesc API. Cam asta e direcția. Ok, să începem cu bazele. Ce este un API public? Am și eu o bază de date și un site în care folosesc acel API. S-ar putea să fie accesibil public, dar nu este gândit să fie un API neapărat. API-urile publice sunt folosite de oameni care nu-i cunoașteți și care documentația este public accesibil. Asta este definiția mea. Poate să fie public cu steluță, adică dacă o firmă se înscrie pentru a avea acces la API și este party, tot îl consideră un API public. Dar asta e definiția care o ține. Ok, dar multe API-uri care există sunt read-only. Deci nu creăm resurse, nu schimbăm nimica pe serverele. Alea mai degrabă mi se par adică mi se par ca un target bun pentru un CDN. Deci dacă poți pregenera informația care nu se schimbă super des, deci pui pe un CDN, lumea se poate accesa și asta ar fi AU în Jamstack. Pentru cine nu știe, este Jam vine de la JavaScript APIs și markup. Este drumul, zic eu, mai modern pentru a pregenera anumite site-uri fără a interoga bază de date de fiecare dată și astfel poți să ai site-uri foarte snappy care se bazează pe tehnologia asta nouă, care este de fapt una veche de server-side rendering, dar pre. Așa, și anumite, dacă ai anumite elemente active, ele apoi pot apela asincron față de încărcarea aplicației. Așa, dar nu o să vorbesc despre Jamstack. Ați avut meetup cu Jamstack, Ștefan? Nu cred, nu. Nu? Nu. Ok, hai să faceți, că e bun. Ok. Dacă găsesc speaker. Ce? Dacă găsesc speaker, da. Îți găsesc, la un remote. Perfect. Nu știi, nu? Discutăm. Da, cum vedeți, se ne pare că aici toată lumea, nu e nimic foarte repede. Nu mai merge asta, că e toată stil. Așa, ok, baza. Folosiți HTTPS. Am văzut atâtea API-uri care nu folosesc HTTPS și e trist. Și în aplicații mobile mi-am pus sniffer-ul și am văzut câte aplicații fac request-uri cu informațiile mele nesecurizate. E penibil. Folosiți HTTPS.
parte din procesul unui API. Partea de autentificare, partea de sesiuni, partea de rate limiting, toate aceste lucruri există. O să menționez mai la sfârșit, dar am un slide cu mai multe tool-uri care vă recomand, dar nu documentația vă înainte să vă apucați. Și în lipsă de inspirație, uitați-vă ce există la alte API-uri. De exemplu, Discord, aplicația de chat, și dați seama că toată multă lume folosește Slack și web-urile lor arată altfel decât de la Slack. Așa că dacă vrei interoperabilitate, iei endpoint-ul de la Discord și pui la sfârșit slash Slack și accepte același format de date care acceptă Slack. Și astfel, orice aplicație care poate să facă un call la Slack, poate să facă și la Discord. Și oferă clienților o portabilitate mult mai mare a folosind API-ul. Deci astea pentru inspirație. Ok, mai departe. Ce lucruri mai trebuie făcute? Așa. În primul rând, începe cu design. Cum ar trebui să arate API-ul? Nu mă arunc în cod și gata, deschid un port pe 80, arunc un certificat și luați datele de la mine. Ce vrem să oferim? Care sunt flow-urile unui posibil client a API-ului? Cum vedem ca să ajungă la acea informație cât mai util și fără a face 7 request-uri pentru anumite ID-uri, pentru a trimite al 8-lea request cu informațiile. Și asta îmi trebuie următoarea chestie. Nu lipiți-vă prea mult de structuri care sunt în spate. Probabil în momentul în care deschizi un API public, ai deja aplicația, poate de chiar de mulți ani, și există anumite resurse. Există resursa user, există resursa order, există resursa așa. Nu gândiți prea în acea cutie. E posibil ce vreți să oferiți, este, de exemplu, să vezi starea comenzii. Așa nu mai ai nevoie omul să interogheze userul ca să ia lista de comenzi, ca să ia prima comandă, ca să ia statusul. Dacă tu deja poți să expui în alt fel de resurse aceste lucruri. De-aia trebuie gândit foarte, foarte larg. Cea următoare chestie e, nu vreți să vă schimba. Și clienții voștri nu o să facă update. Deci există mai multe idei de versionare. Unul este foarte clar /V1, /V2, iterezi când ai breaking changes. Alta care îmi place foarte mult, cei de la Stripe, procesorul de cablu, folosesc asta, au un header cu versiunea API care îți targetezi. Și în backend tu poți să vezi ce versiuni folosești actual, respectiv să setezi care este versiunea default-ului. Și te anunță, există versiunea nouă, versiunea care folosești tu unde ai 90% de request-uri, va fi deprecată în 2020. Și astfel tu poți folosi în continuare acestea și îți garantează că o să funcționeze, dar îți dau un mail de când în când să se amintească să-ți faci update și poți vedea, ok, 6 din microserviciile mele folosesc API-ul nou, dar încă e unul care face request-uri pe la vechi, ok, trebuie să ocup și de la înainte să setezi default-ul la nou. E important să avem documentație. Când m-a rugat Ștefan să vorbesc la acest meetup, primul lucru am intrat pe Twitter și am dat search Horrible API. Și am văzut atâtea tweet-uri, am ales doar unul aici, unde domnul Camin, care nu-l cunosc, se plânge de faptul că un câmp era obligatoriu, API-ul nu-i spunea că era obligatoriu, documentația spunea că nu spunea că era obligatoriu, până și a avut noroc că produsul era open source și a putut să se uite ce se întâmplă de fapt în spate. A pierdut probabil 3-4 ore pentru o chestie care persoanei care au dezvoltat asta i-ar fi luat 10 secunde să treacă o steluță lângă un câmp într-o documentație. Așa. Trecem mai departe. Partea de erori. Noi toți ne gândim la HackPath, la GreenPath sau cum se mai numește, că merg bine lucrurile. Ce se întâmplă dacă sunt erori? Vrem să transmitem erorile într-un mod foarte util. Și aici am mai găsit un alt tweet foarte interesant. Nu știu dacă se vede. Se vede foarte bine. Aici am un domn care, de timp a șters tweet-ul, probabil din motivele serviciului, de-aia am și cenzurat cine a scris, spunea că lucrează cu banca dintr-o anumită țară, care frumos are un API de HTTP. Face put cu un fișier, dar erorile vine apoi pe un FTP, în format PDF, și el nu știe când vine acea eror și trebuie să facă polling la acele erori. Și lăsați bani din Europa.
există nebunii de astea care nu mi se par absurde. Dar cum cresc sistemele vechi și lipești câte o chestie, lucruri se întâmplă lucruri pe astea. Era 007. Fac un request, un post request, primesc înapoi un JSON, frumos, poate chiar cu statusul 200, de ce nu? Error, string 007. Ok, m-am făcut James Bond, am license to kill de API, deci e, trebuie să fie descriptiv. În primul rând, să folosești status code-urile corecte. E foarte simplu. 100, wait, 200, there you go, 300, fuck off, 4, fuck you, 500, fuck. Deci odată să folosești alea corecte. Care poate să fie... acum m-am blocat pe Porsche 18, care dacă știți, I'm a T-Node, este o glumă de 1 aprilie care a făcut-o cei de la RFC-ul care a devenit, dar statusul cum e Porsche 29, să încerci mai târziu, sau statusul că e nevoie de plată, statusul că sunt invalidatele, statusul că se întâmplă ceva pe server. Deci încep odată cu statusurile, dar nu sunt destul statusurile. Deci trebuie să ai, e ok să ai o listă numerică de erori care este documentată, dar te costă foarte, foarte puțin să ai și un mesaj acolo ce înseamnă acea eroare. Deci nu ne mișcăm la nivelul miliardelor de request-uri ca Facebook, să zicem că trebuie să economisim mai la 10 caractere care zice username not available ca eroare relațională. Poate clientul care... Când zic clientul, mă refer la softul clientului, neapărat la o persoană. Softul poate folosește acel mesaj, mai departe, îl internaționalizează, îl afișează la end user, sau poate nu. Dar în timpul dezvoltării devine foarte, foarte ușor să înțelegi mai repede ce se întâmplă. Iar o să dau Stripe, ca exemplu, este unul din API-urile mele favorite. Din greșeală am făcut în staging o request către un proiect de plată care era din producție și îmi zicea eroare, nu mai știu ce cod anume. Peste proiect există în producție. Poate vrei să faci apel la producție? Deci lucrurile astea mici care te face să zâmbești puțin și să cumsești foarte mult. Ok, deci am vorbit de status, să vorbim puțin de response headers. Pe lângă conținut, evident, există foarte multe headere care putem folosi, care ajută la comunicarea acum mai departe. Unul care place foarte mult este request ID. Chiar dacă clientul nu folosește mai departe acest număr, dacă sunt probleme și zice, hei, uite, am făcut request-ul ăsta, primesc eroarea, spun, care e ID-ul, intru în loguri, fac grep după acel ID sau, na, depinde ce sistem de login folosesc și pot să găsesc foarte ușor. Deci, orice request care răspund, ar trebui să aibă un ID unic pentru a putea face debugging mai repede. Unele API-uri costă bani. Și, aia vreau și mai văzut. Unele API-uri, vrei să nu îți fără toate datele. Am lucrat cu o companie de e-commerce în China care avea o multitudine de produse și era frică că altcineva le fură produsele, pozele. Și am introdus rate limiting. Și sunt un set de headere care sunt, din păcate, doar semi-standardizate. Deci există acest X rate limit remaining, alții folosesc X rate minus limit și se folosesc cam 3 în set. În link-ul de Stack Overflow sunt mai multe exemple, slide-ul vor să fie încărcate, se poate da click. Adică vrei să zici care este rate limit, să zic, pe oră, câte mai sunt rămase și când se resetează. Astea sunt 3 informații utile. Dacă nu cu fiecare request, că poate e foarte complicată infrastructura, poate există un anumit endpoint unde returnează aceste informații. Dar dacă ai rate limit, e să informezi clientul. Împreună cu rate limit merge retry after, asta e standardizat. Dar există și aici două variante, una care zici în secunde, una care zici îi dai un date înapoi. E puțin strain cu date. Dar îi zici, hei, ai depășit, mai încearcă peste o oră, două ore. Așa. Și acum ce vreau să zic înainte, o API plăcită. Am avut ocazia să plec cu un API unde fiecare request costa un pound și nu aveau sandbox, deci ar fi bine să nu fac prea multe request-uri. Și aici era foarte important să vezi câte request-uri mai liber poate
prioritizezi anumite chestii față de alte chestii bazate ce ai și așa. Din păcate nu ai expus acest header, dar dacă aveți un API care este bazat pe număr de credite, de apeluri, vă recomand să faceți acest header. Și cum există niște header ops pure care aici am plăcut Twitter, dați follow pe Twitter. Așa, ca Keton Links, ați mai văzut ceva? Așa, ce se întâmplă de fapt? Sunt anumite servere, mai ales Lotus, dacă cineva știe Lotus, care dacă tu îi trimit gâzip înapoi, ca să știi cât a fost înainte de gâzip și după gâzip, îi trimit Keton Links, dar aș trimit și Keton Links. Da, am rămas surprins că am numit ce vreau. Așa, v-am spus ce să faceți, acum vă spun ce să nu faceți. Să nu folosiți browserul pentru testare. Browserul, interesul browserilor, și aici mai ales cu Chrome am avut situația asta, este să meargă. Să meargă pentru om care folosește browserul în mod normal. Nu este interesul lui să-ți explice ție ca rezultatul de ce nu merge. Da, devturile sunt cool, dar el nu este standard compliant. Ai un URL care are paranteze pătrate în URL? Ah, el îți face behind the scenes, îți face encoding-ul alea. Dar dacă după aia faci apel din curl, îți dă eroare. Sau dublu slash, sau multe lucruri care serverul din spate nu le înțelege, dar Chrome își dă seama și le repară el. Deci nu poți fi sigur că ce folosești în browser merge exact așa cum te aștepți. Situația asta sigur ați întâlnit-o, ați arătat pe un site și ați văzut, plus pe care intrat este 3 și următorul este 4. Nu faceți asta, e foarte ușor să vă dați seama să enumărați, să cineva să enumere toate informațiile care le aveți. Plus că poate dacă e un produs mic, proiect mic, nu vreți să știi lumea că aveți doar 5 case de vânzare. Cum asta în cazul real am văzut discursate pe Facebook și era casa 43 și vă dat pe toate și atât a fost. Și casa 1 era casa test. Deci am găsit și asta. O chestie puțin mai specifică de rest, dar vreau să menționez aici că majoritatea API-urilor cu care lucrez încă sunt rest. Este chestia de amestecat metafore. În rest, ideea este de resurse. Tu creezi o resursă, post, o modifici, cu put sau patch, o ștergi, sunt aceste verbe. Și e ciudat, dacă faci un call de genul ăsta, tu ce creezi? Creezi un delivery? E puțin straniu. Deci, API-urile care lucrează în acest sens, de obicei, tu creezi un... ar fi bine, tu creezi mail-ul și are un parametru de autosend true, să ai un parametru, ai un email care l-a creat ca draft, acum merg pe metafora de email-ul, poate să fie orice, și îi dai, creezi un send request, creezi acea chestie, sistem, uite, există resursa asta, trebuie făcea cu ea. Sunt alte sisteme de remote procedure calls prin HTTP, care sunt mai orientate pe partea de command. E CQRS-ul, despre care nu știu foarte multe să vă povestesc, dar sunt alte structuri care nu sunt restful, care sunt mult mai orientate spre a executa comenzi. Așa, v-am spus ce să faceți, ne facem puțin la ce ar fi bine să faceți. Idempotența. Dacă tu ai un sistem distribuit cu mai multe microservicii, care poate sunt load balanced și s-a întâmplat un hiccup în rețea, se retransmite pachetul load balancer de la altă instanță și opa, într-o dată am cumpărat două cutii de lapte și nu doar una. Și asta se poate preveni destul de interesant dacă clientul trimite un ID unic. Deci asta este comanda mea, nu cu numărul 3 creat comanda, dar numărul meu intern pentru această comandă este și un ID unic. Și dacă vine la al doilea request pentru același ID, și asta duce la a doua chestie, actor tracking. Nu știu dacă este un termen de specialitate, l-am probabil inventat eu. Dacă tu ai un API care clientul oferă mai multor oameni, tu ești interesat nu doar de request-uri care se întâmplă, dar cum se fac? Care este journey-ul userului din spate? Ok, întâi intră și cere lista, apoi cere numărul 1, sau poate clientul face 6 request-uri la rând pentru a popula moment view. Dacă tu ceri în contractul de API să primești un ID unic al utilizatorului, chiar dacă este
este un alt ID, deci poate să fie un ID anonimizat. Tu poți să începi să vezi anumite pattern, respectiv, și de acolo o să poți să începi să optimizezi pentru niște flow-uri. Îmi faci 6 request-uri pentru a popula un view și îmi faci foarte mult load pe serverul chestia asta, cum ar fi să-ți oferă în următoarea versiune un endpoint care îți dă exact chestia asta. Și dacă tu nu știi cine, adică ce entitate în spate, ce părți accesează, nu poți să dai seama asta din loguri. Că vezi doar un stream mare. Asincronizare. Aici e pentru request-uri care sunt, care durează foarte mult. De exemplu, apelez un API să cumpăr un bilet de avion, durează până se conectează la middleman, de acolo la agenția turism, de acolo la Ryanair sau cine vinde biletul, durează. Și sunt două variante. Ori este sincron și atunci clientul așteaptă și așteaptă și așteaptă, dar ce se întâmplă dacă se strică un router undeva la mijloc și pierde... Da, internetul este mult mai fragil decât credem. Sau se face un deploy undeva la unul din serviciile din mijloc. Deci, pentru situațiile astea, e frumos să oferi un webhook și zici, ok, apelează-mă înapoi pe IP-ul ăsta, pe URL-ul ăsta cu informațiile. La fel frumos este un sandbox și nu doar test.cpi-ul meu, dar și fi mai interactiv. Există anumite tipuri tool-uri de documentare care îți oferă și opțiunea, ok, trimite un request de test direct din UI pentru pen-ul. Deci puțin la securitate. Aici sunt trei lucruri care le menționez rapid. Cross-origin resource sharing nu este securitate validă. Degeaba fac asta ca să nu pot apela un browser third party. Da, mă salvează poate de anumite lucruri, dar un actor interesat să facă rău poate folosi curl sau orice limbaj de programare pentru a trimite acele request-uri fără să bagă semnă acel header. Webhook-urile. Trebuie semnate. Există mai multe variante. HMAC am văzut mai mult folosit, unde conținutul este semnat cu OK specifică clientului, ca să știe că chiar vine de unde trebuie să vină acel request. E foarte ușor, dacă știi puțin care este sistemul, să trimiți un request fals. Trebuie spre documentația, dacă există un client API public, trebuie spre documentație și dacă acolo scrie /vh, în exemplu, probabil jumătate din programatori care folosesc acel API în producție o să folosească tot /vh, pentru că e cel mai simplu copy-paste din documentație. Și următoarea opțiune e cu non-origin. Aici e mai mult vorba de cine face request-ul către API. Depinde de ce nivel de securitate vor, poți să zici ok, pentru cheia asta de IP, doar range, pentru cheia asta de API, doar range-ul ăsta de IP-uri pot face. Știm că ei folosesc doar Google Cloud și atunci limităm range-ul de IP-uri să poată să fie din Google Cloud. Nu e perfect, dar deja de-aia reject la foarte mulți clienți care interesează peste IP-uri și ce alte lucruri. Acum ajungem la tort, ce ar fi și mai fain să avem. Să fie un dashboard, asta am menționat înainte, să poți să vezi cookie-a ta de API, ce ai să făcut un mic istoric, niște chart-uri, ce versiune de API sunt folosite, dacă sunt mai multe versiuni available, și poate și un loc foarte ușor de a contacta legat de anumit request. Văd aici, am un 400 requestul ăsta, dar clic, am nevoie de ajutor cu acest request și automat se economisesc 5 mail-uri cu ok, care este cheia voastră, care este ID-ul request-ului, dacă am buton, am nevoie de ajutor cu fix request-ul ăsta, economisesc mult timp. Și următor ar fi multi-webhooks. Se întâmplă foarte des că vrei anumit tip de evenimente să se ducă către un microserviciu și alt tip de eventul la altul sau un al treilea care doar le salvează într-un loc. Foarte multe API-uri oferă un singur webhook și trebuie să faci după aia un API clipping pe partea ta, dar te costă aproape nimic ca să faci un request în plus cu aceeași informații către un alt endpoint. Și da, un status page, asta foarte multe API-uri au acum, sunt tool-uri care oferă exact asta, care zic ok, când e un outage, care a fost istoricul de uptime,
cam ce din anumite locații pe glob, la ce timpuri de request te poți aștepta. Așa. Ajung acum la chestii care nu prefund niciodată. Și lista asta este completată din lucruri care am văzut eu în producție, cu filme mari și filme mici, și sunt destul de triste. Au dispărut câmpuri dintr-un API. Luam niște documente de la guvernul irlandez și frumos aveam numele persoanei care dă judecată, numele avocatului, cealaltă persoană, celălalt avocat, mare update, am scris pe Twitter, mi-am acuzat site-ul, gata, nu mai apară numele. Și într-o dată nu mai mergeam, am zis dimineața, în Q 400 de retry-uri, când ce s-a întâmplat, dispărut informațiile. Ok, partea bună, alea istoricele avem, te freeze, dar când rupi, când spargi contractul IP-ului, faci revizie la IP, schimbi numărul IP-ului sau alt endpoint. Chiar dacă zici, ok, pe IP-ul ăsta nu o să avem date de acum încolo mai noi. Este foarte ok. Dar faci alte. Așa, ne întoarcem puțin la rest. Verbul delete este fără parametri în body, dar am lucrat cu un API care cerea să trimiți toate câmpurile care au acea resursă cu null. Nu știu ce ori nu foloseam în spate, nu știu ce s-a întâmplat, dar dacă nu trimiteam toate câmpurile și cu null, nu se ștergea resursa. A trebuit să fac un monkey patch la librăria mea de HTTP, că a refuzat. Dar până la urmă am folosit acele API și ei nu au parat nimic, după multe discuții. Dar proiectul trebuia continuat. Punch cards. Aici m-am întâlnit la API-ul ăla care costă £1 pe request. Este vorba de datele de birou de credite din UK. Și frumos faci request cu nume, adresă, date de identificare și ce primești înapoi? Tu primești un string care este așa. V, de caractere. Acel string este o translatare a chestiile pe carton care aveau ei în anii 70. Și ai un PDF de vreo 50 de pagini care explică cum se interpretează acest lucru. Deci, așa ceva nu mai văzut. Nu știu cum e în România, poate biroul de credite vin mai nou. Eu bani din alea, din cuvinte. La noi m-aș mira să aibă IP. True. Așa, și am luat un altul punct care cred că s-a putea să fie foarte plozibil în România. API-ul este deschis doar când este biroul deschis. Explicația era că anumite procese care faci cu API-ul sunt automatizate, altele scot o hârtie la imprimantă așa și doamna secretară trebuie să facă ceva. Dar nu închizi tot API-ul, faci un queue, zici că vezi, mai încearcă peste o zi. Da. Eu mă până la 2. Exact, o să mai scriu. Așa, acum mă mai prezint puțin niște tool-uri pentru testare de API. Mie îmi place foarte mult curl. Și dacă mergi cu curl și mergi cu toate limbajul de programare, cunoscutată librăriilor și bine știut, Insomnia și Postman sunt aplicații Electron, dar nu folosesc engine-ul de request HTTP din browser și folosesc altul scris în Node și poți frumos să-ți aranjezi request-urile, să faci foldere, să faci automatizări de verifica asta, ai drop-down-ul pentru ce environment vrei să faci request-urile local în stage, în producție, lucrurile astea. Ce ziceam la început, că nu trebuie revenit de roata, există API proxy-uri care fac o mare parte din lucrurile care am zis că sunt necesare. Comum este favoritul meu, care nu doar poate să facă tracking și statistici și așa, poate să și rescrie anumite API-uri. Crash JSON într-un format, dar vrei să primiți în altul, poate să facă asta pentru tine. Sau anumite request-uri, părți din API să duc la un serviciu, altul să duc la alt serviciu. Express Gateway e scris în Node pentru cea în serverele Node și pe aia fiecare platformă cloud oferă ceva similar. Pentru a defini API-urile, dacă începi de la zero cum ar vrei să arăta și așa, poți scrie documentatele în Ramla, în
în blueprint în OpenAPI și de acolo să generezi documentație și chiar să generezi API client-uri în anumite limbaje. Și na, dacă începi la zero, poți face API-uri cu Node, foarte ușor cu StarterKit, Laravel oferă direct o variantă pentru API și Rails are chiar built-in dacă faci un proiect de Rails, parametru Rails API și îți creează doar un API. Și da, asta a fost, nu cost de exclusiv. Mulțumesc! Da, sala este deschisă, încerc să răspund la orice, dar cred că împreună știm mai multe de fiecare parte, deci dacă eu pe parte știe ceva mai bine, rog să. Unde stați API-ul ăsta? Da, testarea de API-ul, alea care le ofer eu ca producător, intră în partea de integration tests. Un set de critical teste le luăm din CI, adică avem imaginea Docker, unde lucrează cu niște date, cu bază date de test și se fac request-urile. Și o altă parte, pentru chestiile mai rar folosite, avem în Insomnia un set cu toate, cu toate request-urile, care putem să le luăm de acolo. Nu am dus-o în extrem, pentru că nu era nevoie încă. Dar încercăm să păstrăm contractul API-ului. Ca consumator, eu trebuie să, pentru că folosesc API-ul de la guvernele din Irlanda și UK, folosim foarte des Uptime Robot pentru a monitoriza API-urile. Sunt unele care între ora 3 și 4 dimineața sunt închise. Sunt altele care răspund cu status 200, dar dau pagina goală. Sunt tot fel de subiecte de genul ăsta și acolo e mai mult vorba de monitorizare decât testare. Ce scrieți? Mare parte folosim Ruby on Rails, pentru că asta nu știu. Pentru că spun să știu ce-am. Da. Pe partea de cache ați putea să mai... Da. Puțin, cum faceți partea de cache, dar cache-ul ține un proxy? Da. Exact asta. Deci folosim Com, care oferă, pentru request-urile de GET, oferă un e-tag care le poate verifica înainte să le trimită mai departe către API-ul. Exact. Important acolo este să facă cache-ul per API key, să nu te trezești cu cache-urile altcuiva. Am făcut această greșeală și a trebuit să scriu un mail de vreo două pagini de ce datele financiare au ajuns de la partea la. Nu a fost fac. Da, deci... Deci poți folosi cont pentru VTEX. Da. Dacă nu e pe aiuri, ceas ce fi mi-a dus zbore? Scalarea API-ului. Este scalare. Aici e complicat. Dacă ai un API care este majoritatea chestiilor sunt read only, nu e foarte problematic. Adică poți scala orizontal, pui anumite chestii pe un CDN. Dacă începe să fie cu foarte multe scrieri, depinde foarte mare de foarte multe structuri de bază de date. Că la un moment dat nu mai poți să oferi... Da, adică ideal ar fi să oferi prin API promisiunea de ACID, așa cum fac bazele de date, dar în realitate este mai mult eventual consistency. Și ajungi să faci partea de API-urile, să pinuiești din load balancer un anumit client, IP de client către anumită instanță și să faci optimistic responses, că începi să răspunzi, de fapt a făcut asta, dar în spate încă se salvează anumite lucruri. Și poate să apară probleme, depinde ce failure rate ai sau cât de... Asta e de la caz la caz. Concurență? Concurență... Pe aplicații. De Da. Din spre oricum nu am avut problema asta încă în producție. Soluția nu este blockchain. Asta vă zic deja.
Dar pot folosi un vector clock în fața bazei de date ca să sortez în bani quest-urile. Asta e foarte important pentru astea platforme de trading. Tu faci request-uri care se pun într-un order book și în ce ordine sunt acele request-uri este foarte important. Cel mai rău caz, da, era un lamp. Și zic, sorry. De fapt, n-am putut să-ți dăm coară de pe. Da, aici nu am foarte multe adevărat. Ce e pe aia ați construit? În ce domeniu? Aveți pe aia publice? Aveți pe aia private? Am eu o întrebare. Te rog. Cum tratezi sau cum ai trata sincronizarea dintr-un mobile app care are offline suport și backend-ul tău care are practic un REST API în spate, dacă există în momentul în care apar cum niște clash-uri între ce ai din mobile cu ce ai în... Da, aici primul lucru e bine să nu ai ID-uri constructive. Că îți faci doar probleme. În al doilea rând, na, serverul e de truth și omul vrea să se sincronizeze și zici, ei, nu pot să salvez asta acum, dar uite, ți-am să fac ca un draft. Poți încerca să îl resalvezi. Sau așa. Acum, dacă ne gândim chestii cum e Google Docs, unde două persoane modifică de aceeași timp, real time, nu am o soluție bună, dar pentru ce ai zis tu cu offline pe mobil și pe aia sincronizare și se schimbă, atunci e foarte important de partea de user facing să nu piardă acele date. Deci le pui într-un draft, le salvezi în altă parte și dai opțiunea, ei, vrei să iei schimbările astea sau te crești puțin ca la git, așa. Sau ai putea să le ții în bază de date, gen, le aduci și după aceea, behind the scenes, undeva să le aplici din nou. Da, dar... Să le uite cu istoric, așa. Da, însă dacă sunt foarte divergente, poate nu se pot aplica una peste alta. De-aia, gândul îmi sar direct la git și la branches și ce se întâmplă dacă ai un merge conflict și cum se rezolvă acest lucru. Sunt bază de... Un merge conflict. Da, sunt bază de date... Cred că CouchDB oferă ceva în browser care îți oferă sincronizare după aia, dar nu știu care este mecanismul din spate pentru sincronizare. Java? Ah, sigur! Nu știu că poți să faci, dar așa. Că astea care le-am scris de definiții sunt de structurarea lor pentru a genera apoi clienți și documentație. Scrierea e prea în sine, poate să fie orice. Java am făcut doar în domeniul academic și nu știu să zic mai multe. Încercam să dau seama care sunt avantajele de când lucrez în Java și de aia zic că am observat că cumva cam în parcă dispare din să dă toate astea mai repede, exact ce-i pus acolo. Da. Și, da. Pe partea de Java există foarte multe tehnologie pe XML, pe VSDL, pe API-urile SOAP. Și dacă sunt bine scrise, sunt foarte bune. Nu sunt rasist în stilul ăsta. Dar adevărul e că nu trebuie să te faci cu ei. Adică, de exemplu, Curtea Europeană folosește foarte multe XML-uri, dar nu folosesc domeniul VSDL pentru navigarea lor. Și, la fel, primești documente, plungi cu documentație și stai așa. Și jumătate cu părerea sunt în franceză. Da, n-ai ce face. Bine, a stat în română. Da, e da. Semantica API-urilor sau semantica API? E ideea de când API cum e schema ORG care se reprezintă și se reprezintă cele API-uri sau extragă totul de informații. În general, nu am văzut în producție să-și bate ceva la capul. Știu că pe partea de semantic web era un trend, ar fi web 3.0 și anotez cu toate item blocurile lucrurile și asta ar fi o explorare semantică a lucrurilor și Google chiar folosește un rich snippet, dar pe API-uri nu am dat de asta. Deci, dacă manual, dacă tu numești resursele într-un anumit sens logic, poate ghicești că, da, e un user sau e person sau anumite resurse.
Dar strict pentru explorare automatizată, nu am citit nimic despre asta. Tot vorbim de publica, API, este cea o idee de urban API. Practic, să, ideea de oraș inteligent, să expui tot felul de informații, să integrezi. Da, da. Știu că în Brașov, sunt informațiile de noxe, care sunt foarte multe stâlpuri, sunt expuse, dar nu știu dacă sunt complet publice sau trebuie făcut cont la operator. Dar, da, e un trend și mi se pare foarte ok, mai puțin camerele video. Acolo începe să fie ciudat dacă ai acces la tot felul de camere video și poți să începi să extragi datele. Ok, mașina asta a trecut de 6 ori astăzi, de ce este camera asta și așa mai departe. Asta e discuția la mine în grupul de Facebook de la blog. Acum că au pus camere și cine a acces la ele și că cu gin priau și că cineva a lăsat cu noi un lift și hai să chemăm poliția să ne dea dreptul să ne dăm pe camere video cine a lăsat cu noi și... Da. Există o moartea gândia cu funcție de bază de date pe care îi spate SQL, nu are SQL? Da. În general am văzut că dacă sunt document storage non-SQL, targetul pare să fie mai mult în ultimii ani spre GraphQL, pentru că e ideea de mutation pe anumite documente. Nu reaționalul. Cumva reaționalul se pupă bine cu REST și, și non-SQL-ul cu GraphQL, cu toate că pentru Postgres există module care îți oferă ideal API-uri de GraphQL direct. Și chiar și niște sandbox-uri, o să văd să pun un slide, dacă mai dau vreo prezentarea asta, care practic tu scriezi o schemă de bază de date în Postgres și îți oferă un API de REST direct. Pentru foarte multe lucruri, nu. Dacă tu ești front-end developer și nu vrei să stai să dezvolți un API dacă folosești o aplicație de React Native sau pentru a face un experiment unde doar vrei să faci mai persistent, dar mai întrebat. Și da, sunt lucruri cum e Firebase de la Google sau era... Sunt mai multe servicii care îți oferă asta direct în cloud, dar eu cred că ajută foarte mult să gândești structura bază de date înainte să doar să începi să lucrezi date. Sper că toată lumea a rămas cu ceva de prezentarea asta. Nu știu, simplu, am terminat cu HiOS. Vă mulțumesc!